Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știri! Seceta fără precedent care a lovit România ar putea provoca un dezastru în piețe. Mii de hectare de culturi de porumb și de floarea soarelui au fost arse de-a dreptul, iar cartofii și varza nu se pot dezvolta în pământul tare ca piatra. De suferit au și animalele care ajung să moară de foame și de sete în lipsa apei și a hranei. Fermierii spun că n-au altă soluție decât să le vândă. Totul s-ar putea traduce în lipsa unor alimente de bază și în prețuri duble sau chiar triple din toamnă. Imaginile filmate cu o dronă pe câmpurile din județul Dâmbovița arată proporțiile dezastrului provocat de seceta extremă. Peste tot în jur, culturile sunt pârjolite, iar pământul crăpat plânge după un strop de apă. Suprafețele afectate de secetă se extind de la o zi la alta. Aproape 200.000 de hectare din toată țara au culturile distruse. Aici, în Lungulețu, o comună recunoscută pentru culturile de varză, pământul a crăpat la propriu. Așadar, o mare parte din producție a fost compromisă. Cel mai rău au avut de suferit porumbul și floarea soarelui, care s-au uscat cu câteva luni bune înainte de recoltare. Dar nici culturile de varză nu rezistă. Acest fermier speră că va mai putea salva câte ceva. Mai e amărâtă, e mică. Ea normal trebuia să fie mare acum și întinsă pe pământ. Dar nu are apă suficientă, nu avem de unde să-i... O ținem noi din apa normală. Nu plouă, nu mai e apă în puțuri, toate alea la pământ. Noi în octombrie, 15 octombrie, 20, trebuie să tem. Nu știu dacă o întâi anul ăsta. Ne apuca noiembrie să putem să o tăiem, dacă s-o face ceva. Înfricoșător e că pe o astfel de secetă cumplită, animalele mor de foame și de sete, astfel că omul a început deja să renunțe la ele. Aveam înainte 4-5, dar nu mai cu ce să-i hrănim. Iese. În zonă nu există niciun canal de irigații, așa că singura apă pe care o pot folosi este cea din puțuri care seacă pe zi ce trece. Este dezastru. Deci în acest moment, dacă vă uitați, o să vedeți acest vrej de cartof care pur și simplu el este terminat. Deci este uscat la propriu. Nu are din ce să mai tragă sevă. Să găsim ceva soluții rapide, ceea ce este foarte greu, după părerea mea, în acest moment, ne vom confrunta cu niște prețuri la iarnă foarte, foarte mari. Pe ceea ce înseamnă sectorul de legume... Și bărăganul Buzoian este deja un deșert arămiu din cauza uscăciunii care a pus stăpânire peste pajiști mult mai devreme decât în alți ani. Mulți proprietari de ovine și-au adus acasă animalele de la stână pentru a le hrăni cu ce au în ogradă. Pe islazul comunei Smeieni, oile și caprele rămase la păscut pot fi numărate pe deget. Ce mănâncă el acum? Acum e pășurind de asta uscată. Atâta mănâncă, altceva n-are ce să... Cât o mai ține? Cât o mai merge, o mai merge o lună, o mai merge o săptămână, dacă a dat mila asta de ploaie, acum am mai investit o oleac. Cu multă iarbă nu mai e, animalele vor trebui duse în adăposturi mult mai devreme și hrănite cu furaje. Avem lucernă, prezent, paie, ciocanii care îi facem acum, un pic de mei pentru alea, pentru vaci mai mult. Așa. Cu ce a strâns, duceți animalele până? Nu cred că dacă ne e cu ce am strâns până acum, să ne ducă până la 1 ianuarie. Vacile sunt și mai greu de întreținut în această perioadă, deoarece smocurile de iarbă sunt foarte mici. Noroc cu porumbul recoltat timpuriu de pe câmp, tot din pricina secetei. Gata, bă. Da. Și ce să mai mănânci pe câmpul ăsta? N-are ce mânca pe câmp. S-a uscat toată iarba și primul de care am... Porumb de ăsta ca să dea și un randament de lapte. Iar pentru a primi subvenția promisă de Ministerul Agriculturii, sătenii trebuie să-și țină animalele în viață încă 3 luni. E posibil să le ducem la abator sau dacă se gândește domnul ministru să ne bage mai repede subvenția, să cumpărăm din alte zone, să putem să le scoatem din iarnă. Deocamdată le este extrem de greu, nu doar cu pășunile, ci și cu apa, care e tot mai puțină. În total, sunt 20 de județe afectate sever de secetă. Europa se confruntă cu un alt val de aer fierbinte care aduce temperaturi insuportabile. Este cod roșu deja în Portugalia și în Spania, iar meteorologii avertizează că arșița vine spre noi. Când și unde va fi cel mai cald, însă ne spune colega mea Iulia Dumitrașcu, acum în direct cu noi. Bună seara, Iulia! Te ascultăm!
Bună seara, bun găsit tuturor! De joi în România va ajunge un val de aer tropical. Va fi cald în toată țara, dar în zonele de sud și sud-vest va fi caniculă. Mai exact în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi temperaturi de 37 de grade Celsius. Atenție însă la umbră, valorile resimțite vor fi mult mai mari, de 40 de grade, iar disconfortul termic va fi unul accentuat. Așa cum bine ai spus și tu, deja valul de aer tropical face ravagii în Europa. În Portugalia și Spania sunt înregistrate 45 de grade Celsius. La noi, căldura sufocantă va persista până duminică, iar de săptămâna viitoare, spun meteorologii, vom avea temperaturi apropiate de cele normale acestei perioade. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! S-a dezlănțuit infernul la o pensiune care funcționa ilegal în localitatea Brezoi din județul Vâlcea. Un incendiu violent a speriat de moarte zeci de copii cazați acolo cu părinții. Mulți au sărit de la balcon ca să se salveze, pentru că fusese răncuiați înăuntru. Dar Silvia Ceșni se alătură cu detalii. Bună seara, Silvia! Ești în direct, ascultăm ce a fost acolo. Bun găsit! În pensiune erau 10 adulți și 41 de copii în momentul în care a izbucnit incendiul la parterul clădirii. O femeie care era cazată acolo a povestit speriată că patronul a încuiat seara ușile și i-a lăsat acolo pe toți. Iar când au simțit că se înneacă în mirosul de fum, spune că a fost nevoită să își arunce copilul de la balcon în brațele unor polițiști ca să-l salveze. Pompierii veniți la fața locului au spart ușile și au salvat 20 de persoane rămase captive în balcoane. 16 copii și un adult au ajuns la spital, majoritatea cu atacuri de panică. Autoritățile au pornit acum o anchetă, iar din primele informații se pare că pensiunea funcționa ilegal. Mai mult, potrivit ANPC, pensiunea avea și activitatea suspendată, după ce inspectorii au găsit în camere pânze de păianjeni, urme de mucegai, instalații sanitare cu urme de rugină, dar și uși deteriorate. Momentan acestea au fost informațiile, Silvia. Un bărbat de 45 de ani din Ucraina, refugiat la noi în țară, este acuzat că a batjocorit o fetiță tot de origine ucraineană în capitală. Bărbatul a fost dat în urmărire internațională încă din luna iunie și nu se știe dacă individul a părăsit țara. Dar cu mai multe detalii, ni se alătură Adina Iliescu, colega mea. Bună seara, Adina! Te rog, ai legătura. Bună seara, Silvia, bun găsit tuturor! Totul s-a întâmplat într-un hotel din sectorul 1 al capitalei, acolo unde bărbatul era cazat alături de fiul său. În același hotel mai era cazată o familie tot venită din Ucraina cu o fetiță pe care individul se pare că ar fi violat-o. Imediat după oribila faptă, bărbatul de 45 de ani și-a luat copilul și s-a făcut nevăzut, motiv pentru care autoritățile l-au dat în urmărire internațională. A fost emis un mandat de arestare preventivă pentru viol pe numele său încă din luna iunie, însă de atunci bărbatul este de negăsit. Poliția este în alertă. Nu se știe exact unde a plecat acesta sau dacă a reușit să fugă de pe teritoriul țării noastre. Deocamdată acestea au fost informațiile. Silvia, mă întorc la tine. Un fost adăpost de câini a devenit biroul unui viceprimar. Se întâmplă în Calafat, unde edilul orașului l-a mutat pe al doilea cel mai important om în municipiu, în clădirea părăsită și fără condiții minime de igienă. În timp ce vicele acuză că decizia este doar o răzbunare politică, celălalt spune că n-au mai fost locuri în primărie. În toată răfoiala dintre cei doi, localnicii se întreabă unde vor veni acum în audiență. Acesta este biroul viceprimarului al municipiului Galafat. Aici, în această sală, cum intrăm, s-a ținut hrana câinilor, adăpostului de câini, cât timp a funcționat. O clădire goală, fără geamuri, cu pereți pătați și gratilauși. În curte, niște cuști ruginite, rezemate de zid și un os agățat de o sfoară drept momeală, amintesc că acolo a fost cândva un animal. Utilaje care încarcă nisip, muncitori care dau la lopată și o poartă deschisă pe care scrie accesul interzis. Teoretic, aici ar trebui să vină localnicii în audiență la biroul viceprimarului. Practic, nu există surse de apă, nu există WC-ul. Există o mochetă pusă pe ciment, insalubru absolut tot. Situația fără precedent ar fi apărut în urmă cu câteva zile, de când Petre a devenit viceprimar în Calafat, o funcție care, culmea, până atunci nu existase în oraș. Însă, în loc să se instaleze în fotoliul de vice, cel mai important om din municipiu după primar s-a instalat în adăpostul de câini. Totul din cauza unei răzbunări politice, spune acesta. Consiliul local a votat alegerea mea ca viceprimar, și de aici a pornit tot acest conflict. Vi se pare că în acest moment aici e o plăcere să stai? Deci, pur și simplu, stai și transpiri stând pe scaun. Oamenii au încercat să vină, de dimineață au venit 3, 4, 5 persoane la mine. La fel, oamenii au rămas stupefiați de acest lucru.
De cealaltă baricadă, edilul localității vede situația cu alți ochi și spune că în primărie nu a mai existat niciun colț liber pentru colegul său de muncă. Cum vi se pare dumneavoastră personal? Locuibilă. Locuibilă, fiindcă e normal ca acea locație să nu fie insalubră. Insalubră nu este. E regula paharului pe jumătate plin. Cum privești? Partea plină sau partea goală? Dânsul o privește pe goală, eu o privesc pe plină. Partea plină a paharului este că avem o locație în care să-și desfășoare activitatea. Răfuiala dintre cei doi este discutată și la nivelul orașului, mai ales că oamenii nu știau unde îl pot găsi pe viceprimar pentru a-și spune nemulțumirile. Foarte urât. Trebuie să stai aici, la primărie, că aici îl caută toată lumea. Să rezolve problemele tuturor care de acolo probleme. Ce să rezolve? De acolo ce să rezolve? Că nici nu știu oamenii unde să-l mai caute. E ceva foarte urât. Nu cred că merită așa ceva un vice. Practic, dacă dumneavoastră ați avea nevoie de viceprimar, ar trebui să mergeți? Ar trebui să merg acolo. Ar fi o rușine mare, nu? Culmea este că, deși în localitate exista un adăpost pentru câini, acesta nu mai funcționează în prezent, astfel că pe străzile orașului umblă nestingheriți câinii fără stăpân. Un nou concept acaparează lumea tinerilor, sindromul FOMO, definit drept teama că alții trăiesc experiențe interesante la care noi nu putem lua parte. Este frica de a nu rata nimic și ne constrânge să plecăm ultimii de la o petrecere, dar și să stăm prea mult pe internet. Psihologii avertizează că ne poate afecta calitatea vieții și ne poate conduce la depresie. Hei, vii diseară la petrecere. Am multă treabă la birou, nu cred. Haide, o să vină toată lumea. Bine, voi fi acolo. Bună, vrei să mergem să bem o cafea? Da, vin. Mergi cu noi la mare în weekend? Sună bine, contați pe mine. Hei, ne gândeam să facem o reuniune cu toți din clasă, vii? Normal. Dacă vă sunt cunoscute aceste conversații, aflați că teama de a nu pierde nimic este un real fenomen și poartă și un nume. FOMO, abrevierea din engleză a lui Fear of Missing Out. Eu chiar am o mare problemă cu asta. Nici nu mă cul la petreceri, cum e frică să nu se întâmple ceva fără mine. Aseară. Trebuia să merg astăzi să depun niște acte la facultate. Știam că trebuie să mă trezesc de vreme, însă toți prietenii mei s-au dus la o petrecere și m-am dus și eu, conștient că o să fiu ziua următoare obosit. Dar fac față acum, sunt ok. Ai fi ratat ceva dacă nu mergeai? Sincer, nu. Mi-era să nu pierd ceva anume, un moment... Și toți apoi să vorbească despre el și tu să nu știi. Da, și eu să nu știu și să am fiu acolo super random în discuție și să nu știu ce se întâmplă. Astfel de gânduri sunt motivul pentru care puțini tineri se simt în largul lor dacă refuză o petrecere, o întâlnire sau alte contexte sociale. Pe sindromul FOMO s-au făcut între timp și studii, iar cifrele arată că 3/4 din populația de tineri adulți suferă de acest sindrom. S-ar putea să fie și de la internet. Și oricum suntem obișnuiți dacă mergem undeva sau, nu știu, plecăm în vacanță, să postăm imediat tot ce facem. Trăim mai mult prin rețelele de socializare decât să ne bucurăm de moment. Tocmai astfel se explică totul. Tinerii au o nevoie naturală de a aparține unui grup. La asta se adaugă frica de a vedea în social media story-uri sau postări în care alții par să se distreze fără ei. Sentimentul trăit este de abandon, iar în timp se poate ajunge chiar la depresie. Cum găsim un echilibru? A funcționat foarte bine să se focuseze pe momentul prezent și să se focuseze pe ce sunt recunoscători pentru ce au ei deja în viața lor. Atunci putem să ne readucem puterea asta înapoi pe care o pierdem în momentul în care începem să ne comparăm. FOMO se regăsește și în comportamentul tinerilor pe internet. Dintr-un studiu recent al organizației Salvați Copiii, reiese că 4 din 10 copii navighează deseori fără un scop anume, iar un copil din 10 preferă să nu mănânce sau să nu doarmă pentru a fi online. Luna august încinge buzunarele românilor. De data aceasta, vizați sunt amatorii de bere. În urma majorării accizelor la alcool, băutura preferată a românilor ar putea ajunge să coste și cu 20% mai mult. Consumul de bere a început oricum să scadă după majorările anterioare și spun patronii de localuri asta. Primele modificări ale codului fiscal au intrat în vigoare, iar în perioada următoare, românii vor simți noi creșteri de prețuri, totul din cauza majorării accizelor la tutun și băuturi alcoolice. Amatorii de bere vor scoate din buzunare considerabil mai mult pentru băutura preferată. Patronii localurilor se tem că vor fi nevoiți să elimine din meniu produsele mai scumpe. Suntem la probabil a doua, a treia majorare de prețuri în acest sezon. Noi am început, cred că în februarie sau martie, cu o primă majorare de prețuri și vorbim aici strict de bere, principal berile artizanale. Au fost produse la care am renunțat la ele din meniu pentru că majorările de prețuri noi nu le-am mai putut susține și atunci a fost mai eficient să renunțăm la produse și să
căutăm alți înlocuitori. Patronii spun că din cauza scumpirilor din ultimele luni s-a înregistrat o scădere a consumului la terase și restaurante. Din păcate, bonul de consum per client s-a micșorat față de anii trecuți și e de înțeles. Dacă anii trecuți aveam clienți care ieșeau în oraș și consumau, să zicem, 6-7 beri la masă pe seară, aceiași clienți ies acum în oraș și consumă doar 3 beri. Scăderea se simte și e general valabilă pentru toată gama de produse. Pentru o bere care costa până acum 10 lei, amatorii ar putea să plătească 12 lei. În cazul unui sortiment pentru care acum scoatem din buzunare 15 lei, vom ajunge să plătim cu 3 lei în plus. Normal nu-i prea, și așa e scumpă destulă, dacă mai ridică pentru oameni, de rând. Că salariile foarte mici, omul nu-și permite. Bea o bere la o săptămână sau două, de rest. Mult, mult. Să dai tu 12 lei. Sau 18 lei pe bere, mi se pare normal. La salariile care sunt, acum în ziua de astăzi, nu cred eu că merită scumpirea. Din cauza creșterii continue a prețurilor, mulți oameni se văd nevoiți să renunțe la anumite lucruri pentru a face loc celor prioritare. Trebuie să tai omul de pe listă. Nu mai pot asta, nu mai pot asta. Dacă vreau să mănânc o dată pe lună la restaurant, mie mi se pare exagerat totul, pentru că sunt toate foarte scumpe și salariile sunt foarte mici. Potrivit INS, în ultimele luni, prețul berii a crescut deja cu 8%. Modificările aduse codului fiscal au efecte negative. Angajatorii se gândesc să renunțe la cei care lucrează part-time, după ce a intrat în vigoare măsura de supraimpozitare a salariilor. Cei mai mulți caută să se reprofileze către alte locuri de muncă, iar afectate sunt toate domeniile. Da. Câte ore lucrezi pe zi? 4 ore. Depinde. Am zile care 5, 6, 7. E doar unul din miile de români angajați part-time care riscă să-și piardă locul de muncă, după cum avertizează patronii. În momentul de față, contribuțiile la sănătate și pensii pentru un astfel de muncitor se plătesc în funcție de orele prestate, dar din această lună, guvernul îi obligă pe angajatori să vireze la stat dări cât pentru o normă întreagă de 8 ore. În aceste condiții, mulți spun că au de gând să renunțe. Mi-am găsit un alt job momentan și o să mai fac asta o perioadă, o săptămână, două, trei și nu am să mai fac asta. Celălalt job fiind full-time? Da. Iar livratorii nu sunt singurii afectați. Doamnele care au grijă de curățenia din blocuri stau la rândul lor cu grija zilei de mâine, dacă vor fi sau nu concediate. În cazul femeii de la curățenie, care are un singur bloc și câștigă 300 de lei net, noi va trebui să-i plătim impozit 1100 de lei. Deci, practic, de 4 ori mai mult decât este retribuită pentru munca pe care o face. Pe ultima sută de metri se caută soluții pentru achitarea impozitului din banii proprietarilor de apartamente. Această măsură va scoate din buzunarul locatarilor, dacă vor fi de acord dânsii și președinții, în jur între 5 și 10 lei pe lună de apartament. Nemulțumiri sunt și din partea șoferilor și patronilor afacerilor de tipul ride-sharing. Taxele depășesc cu mult profitul. Practic obligă angajatorii să aducă bani de acasă pentru contractele part-time lucrate, în sensul în care dacă un lucrător lucrează 2, 4, 6 ore, 5 ore, restul până la un contract întreg trebuie completat din fonduri proprii. Cei mai mulți angajați lucrează part-time în Horeca, servicii, producție sau construcții. Singurii scutiți de supraimpozitare sunt tinerii până în 26 de ani. Investiția de 1 milion de euro care ar fi trebuit să ofere o șansă turismului din Lugoj se va duce pe apa Sâmbetei, la propriu. Spa-ul din oraș, care a fost inaugurat cu fast în plină campanie electorală, stă închis de 6 ani și a ajuns într-o stare deplorabilă. Astfel că singura soluție, spun autoritățile, ar fi demolarea. De altfel, locul a funcționat doar în ziua în care a fost deschis. Cu tricolor, primar și strop de aghiasmă aruncați de un preot peste tinerii care se relaxau în jacuzzi, se inaugura în 2016 Marele Spa din Lugoj. Numai că, imediat după festivitate, porțile spa-ului s-au închis și așa au rămas până astăzi. Asta pentru că autoritățile și-au dat seama ulterior că locul este un pericol. Sistemul performant este o legendă, fiindcă la ora actuală nu are și n-a avut niciodată un sistem de încălzire. Tubulatura care e pusă greșit, au spus-o mai mulți experți și nu va
nu-și are rolul. Centrul SPA s-a transformat într-un muzeu, asta pentru că din ziua inaugurării aici nu a mai intrat nimeni. În plus, în cei 6 ani care au trecut, lucrările nu au fost recepționate. Așa se face că o simplă bălăceală în bazin sau în jacuzzi poate fi un real pericol. Lângă SPA a fost amenajat și un ștrand care a fost inaugurat în 2019 și a avut aceeași soartă. Doar 2 veri a funcționat investiția de aproape 1,5 milioane de euro. Acum balustradele sunt rupte, gresia este spartă, iar toboganele încă nu au autorizație de funcționare. Din primele zile de funcționare a început să sară ceramica, a fost foarte prost pusă. Trebuia pentru exterior altă tehnologie de prindere și altă ceramică, ce aici este pentru interior. Primarul orașului a încercat inițial să închirieze cele 2 locații, numai că nu există doritori, așa că singura variantă ar mai fi demolarea lor. Soluția salvatoare în momentul de față este închirierea celor două investiții, ca să spun așa, bazinul acoperit și bazinul în aer liber. Pentru bazinul în aer liber s-au făcut demersurile necesare, în sensul în care un evaluator autorizat a stabilit prețul de pornire a licitației, stabilind o sumă de aproximativ 5.400 de lei fără TVA. Oamenii care au sperat că vor avea un loc de relaxare și-au luat deja gândul că problema va fi rezolvată. E păcat de orașul ăsta care suferă, tineretul. Lugojenii merită asta pentru că se spune că Banatul-i Fruncea. Eu nu sunt de aici, sunt olteancă, dar eu locuiesc de foarte mult timp aici, în Lugoj. E păcat să se întâmple așa, nu? Este păcat și România cam așa funcționează. Pe lângă el am fost, înăuntru niciodată. Cum îți pare? Mi se pare o investiție extraordinară, superbă, de care beneficiem toți lugojenii cu adevărat. Chiar nu avem unde să facem o baie, e trist. Cele 2 investiții au fost făcute integral din bugetul local. Vom mânca miere mai puțin anul acesta și mult mai scumpă. Seceta extremă a afectat grav și producția de miere. Soarele a pârjolit plantele de pe câmp, iar albinele n-au mai avut de unde să aducă polen, așa că și mierea din stup este la jumătate. Apicultorii caută acum soluții, ca măcar să-și acopere cheltuielile. Vremea nu a ținut deloc cu apicultorii anul acesta. Seceta a uscat complet câmpurile pe care roiesc de obicei albinele. Mierea pe care au produs-o a fost mai mult pentru întreținerea puietului din stup, așa că apicultorii se uită cu necaz la fagurii goi. Uscat, e chiar mai o licărire ceva, dar nimic. Ia uitați, nici o celulă măcar. În mod normal ele trebuia să-și facă ele singure, din natură, goală. N-au. Nicu Ignat este apicultor de peste 30 de ani și deține 125 de familii de albine pe care le plimbă prin cele mai înflorite locuri din țară. La familii de albine care le am, într-un an bun, scoteam 3-4 tone de miere. Dar anul ăsta, sub jumătate. De când sunt cu stupian ca ăsta slab, nu am întâlnit. Foarte, foarte mare secetă, mai ales pe zona asta a Galațiului. Apicultorii se plâng că anul acesta au fost loviți de mai mulți inamici cărora nu li se pot opune. Creșterile de prețuri, seceta și prigoriile, păsări care decimează familiile de albine. Acum au apărut și prigoriile. Și o prigorie mănâncă cam 100 de albine pe zi. Și dacă e un stol de vreo 100 de prigorii, 100 ori 100, asta înseamnă cam 10.000 de albine pe zi. 10.000 de albine înseamnă 1 kg de albină. Apicultorii se văd nevoiți să intervină cu hrană ca să-și salveze familiile de albine. Producția extrem de mică de anul acesta, dar și costurile crescute la combustibil și la suplimentele nutritive, ar trebui să ridice și prețul mierii cu aproape 50%, estimează producătorii. La îngrosiști, prețurile, v-am spus, e ca anul trecut. Ar trebui să crească, motorina a crescut, prețul la alimente a urcat. Dacă le punem și le adunăm, când tragem linie, vedem dacă mai rămâne ceva. În România sunt aproape 40.000 de apicultori, iar țara noastră ocupă locul 4 în Europa la producția de miere. În jur de 20.000 de tone de miere produc albinele din stupinele de la noi, însă producția scade dramatic de la an la an. Un trend pornit pe social media stă la baza unor afaceri de succes. Bubble tea sau ceaiul cu bile de tapioca este produsul care le-a schimbat viața mai multor antreprenori. Tinerii văd pe TikTok, apoi le trec pragul ca să guste și ei din băutura vedetă. La final se lasă întotdeauna cu un story pe social media. Hai să-ți arăt cât de ușor poți să faci bubble tea la tine acasă. Oh no.
Bubble tea sau băutura care a cucerit internetul este peste tot. Tinerii o adoră pentru că este colorată, dulce și arată bine în fotografii. Nu a mai fost decât un pas pentru ca unor antreprenori să le vină ideea de a dezvolta un business în jurul ceaiului cu bile de tapioca. Junior caramel, 18 lei, te rog. Mersi. Marian a pornit în afaceri în urmă cu 2 ani. Cum cafenele erau destule, a descoperit Bubble Tea pe TikTok ca toată lumea. A personalizat rețeta asiatică originală și a deschis un local doar cu așa ceva. Hai să vedem cum facem, de unde începem. În primul rând, ingredientul principal, perle tapioca. Mm-hmm. Practic ce sunt ele? Tapioca este o plantă care crește în Taiwan. Este prelucrată și în Taiwan și în China, oricum din țările asiatice provine băutura respectivă. Apoi se adaugă cafea, limonadă sau ceai. Aromele sunt variate, iar clienții în extaz. Am auzit de pe TikTok, vedeam fete spunând de diferite tipuri de bubble tea. Tocmai acest trend i-a deschis lui Marian atâtea uși în business. Au deja 2 locații și urmează să se extindă. Suntem primii care vom implementa sistemul de francizare. În ziua de azi, online-ul, eu zic că ajută orice afacere. Dar a avut un efect foarte mare asupra noastră. Pe zi, numai în această locație, se vând peste 150 de pahare de bubble tea. Thank you. Astăzi vremea a fost frumoasă, cu temperaturi în creștere în majoritatea zonelor. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare și averse de scurtă durată în zonele montane, est și sud-estul țării. Vântul a suflat slab spre moderat. Temperaturile maxime s-au încadrat între 26 și 34 de grade. La noapte, cerul va fi senin în cea mai mare parte a țării și doar în centru și în partea de est mai apar înnorări trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 8 și 21 de grade. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, dar călduroasă în vest, sud-est și parțial în centrul țării. Cerul va avea înnorări temporare când e posibil să apară ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele se vor încadra între 27 și 34 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, atmosfera va fi însorită, iar temperaturile plăcute. În termometre se vor înregistra 31 de grade în Târgoviște, 32 de grade în Slobozia. În Transilvania, temperaturile vor fi ridicate, iar atmosfera va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, și se vor înregistra 28 de grade în Brașov, 31 de grade în Alba Iulia. În Moldova, temperaturile vor fi plăcute, iar atmosfera va fi însorită. Local, cerul va prezenta înnorări temporare și nu vor lipsi nici ploile. Vor fi 30 de grade în Galați, 28 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării, atmosfera va fi însorită, iar temperaturile în creștere. În termometre se vor înregistra 31 de grade în Oradea, la fel și în Reșița. În Oltenia, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi ridicate. Termometrul va indica 33 de grade în Craiova, la fel și în Slatina. În Dobrogea, vremea continuă să fie capricioasă, dar cu temperaturi plăcute. Vântul va sufla slab spre moderat, iar în termometre se vor înregistra 29 de grade în Constanța, 30 de grade în Tulcea. În capitală, vremea a fost plăcută, cerul a fost variabil cu înnorări temporare, iar vântul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 32 de grade. În București, peste noapte, înregistrăm temperaturi plăcute pentru această perioadă. Vor fi 18 grade Celsius, iar vântul va sufla slab spre moderat. Mâine, în București, vremea se anunță a fi călduroasă și însorită. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla slab spre moderat, iar temperatura maximă va ajunge până la 32 de grade. La munte, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și posibil averse de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat și se vor înregistra 21 de grade în Semenic, la fel și în Păltiniș. Pe litoralul Mării Negre, vremea va fi caldă și frumoasă. Vântul va sufla slab, iar local, cerul va avea înnorări temporare și pot să apară ploi de scurtă durată. Vom avea 28 de grade în Costinești, iar apa mării va avea valori cuprinse între 24 și 25 de grade.